Voi vi se deschideți Biblia dacă o veți la dumneavoastră. Deuteronom, capitolul 6, versetul 1 până la versetul 9, pagina Biblie 1198, Deuteronom 6, 1. Iată poruncile, legile și rânduierile pe care a poruncit Domnul, Dumnezeul vostru, să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire, ca să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Ascultă-le, dar, Israele, și caută să le împlinești ca să fii fericit și să vă mulțiți mult, cum ți-a spus Domnul, Dumnezeu părinților tăi, când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Israele, Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn. Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Amin. Doamne, te rog să binecuvintezi cuvântul acesta în inimile noastre și mă rog să ne ajut să primim cuvântul acesta ca din mâna ta pentru starea noastră fiecăruia. De aceea te rog să ne vorbești ce avem nevoie în dimineața asta și cuvântul acesta să fie unul transformator pentru fiecare dintre noi. Amin. Vă invit să vă reașezați. E o bucurie pentru mine să pot să slujesc pe Domnul în sărbătoarea aceasta, dar în același timp am o mare responsabilitate pentru că ne cresc copiii. Și copiii sunt cei care dau glas vocii noastre sau reduc glasul vocii noastre. Încă a mei nu foarte mare, încă mai pot vorbi mult despre asta, dar mă rog ca Domnul să ne ajute să avem libertatea aceasta de a putea trăi o viață curată înaintea lui Dumnezeu, încât viața aceasta să nu fie doar o religie, ci să fie o relație pe care avem noi cu Creatorul, cu Dumnezeu, încât copiii noștri să-și dorească viața pe care noi o trăim din punct de vedere spiritual, nu doar din punct de vedere material. Spun lucrul ăsta pentru că familia e singurul rai pe care l-ai pe pământul ăsta, singurul rai pe care l-avem pe pământul acesta și să știți că raiul ăsta de pe pământ depinde de noi. Raiul de dincolo depinde de Dumnezeu și îl creează Dumnezeu. Raiul acesta, familia, e cea care, dacă vreți, investim noi, pentru că întotdeauna găsim în familie ceea ce așezăm în familie, ce punem în familie. Nu o să găsim niciodată ceea ce nu ai așezat acolo. Dacă ai pus iubire, vei găsi iubire. Dacă, și uneori și dacă pui iubire, nu prea găsești iubire, dar dacă nu pui iubire, îți dai seama ce găsești. Nu mai găsești nimic, de fapt. De asta e foarte important să înțelegem că ea, familia, e cea care ne cunoaște cel mai bine. E lupta noastră în fiecare zi pentru a trăi cu adevărat ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru noi. Acum, eu am ales patru principii, sunt mult mai multe principii după care fiecare dintre noi ne ghidăm familia, mă rog să fie așa, dar am ales numai patru. Patru principii cu mai multe subpuncte la fiecare, dar să știți că spunea cineva odată că și dacă nu ești căsătorit poți să vorbești din familie, că ai fost copil într-o familie. Adică nu trebuie neapărat să ai de la cinci prunci în sus ca să poți să ai un cuvânt să zici și tu, ci de fapt fiecare dintre noi am fost și copii, am fost și părinți. Și e bine să trăim între cei doi poli, dacă vreți, și să trăim un echilibru frumos în sensul ăsta. Bun, haideți să vedem câteva principii din textul acesta. Și primele trei versete găsim un principiu pe care l-am auzit și fiecare dintre ele poate vă sună cunoscut în minte, dar e important să ne le reamintim și este principiul priorităților. Biblia vorbește aici, iată poruncile pe care ți le dau, să te temi de Domnul și să păzești și să ai grijă, să-ți aranjezi lucrurile, dacă vreți, în jurul lui Hristos. Sunt câteva domenii în care
arătăm prin viața noastră dacă cu adevărat Dumnezeu este pe primul loc în viața noastră sau nu. Și unul din este timpul. Și unul din lucrurile cele mai importante când vorbim despre timp e să înțelegem că trebuie să-i dai timp lui Dumnezeu ca să ai timp de toate celelalte. Dacă nu-i dai timpul lui Dumnezeu, ce trebuie să-i dai lui Dumnezeu, nu o să ai timp de celelalte niciodată. Trăim într-o lume foarte aglomerată, într-o lume a fast food-ului și parcă credem că și de relația noastră cu Hristos are de-a face tot cu o comandă imediată și cu o primire imediată a comenzii, când de fapt timpul e cel care ne spune de fapt cât de trecător suntem noi și că doar Dumnezeu este etern și că de fapt viața noastră nu are de-a face cu pământul ăsta așa de mult, ci are de-a face cu ceea ce adevărata viață care este în cerul lui Dumnezeu. Pentru că viața aceasta fără Hristos este doar existență. Doar Hristos poate să dea viață vieții tale și doar Hristos poate să dea sens vieții tale. Doar Hristos e cel care poate să ne învețe să ne numărăm foarte bine fiecare dintre noi timpul nostru, clipele noastre, pentru că viața nu se măsoară în ani, ci viața se măsoară în clipe, în zile. Și lucrurile astea, wow, copiii se uită la noi cum de fapt gestionăm noi timpul, cum gestionăm cele 24 de ore pe care le primim ca dar în fiecare zi din partea lui Dumnezeu. E darul pe care îl primim într-un mod, dacă vreți, necondiționat. Și mă rog ca Domnul să ne dea suficientă înțelepciune ce facem cu orele acestea încât timpul lui Dumnezeu să fie timpul lui Dumnezeu. Nu uitați ideea asta, notați-o foarte bine. Dă-i lui Dumnezeu timpul lui Dumnezeu ca să ai timp de toate celelalte. Dragilor, dacă nu începem ziua cu ai milă de mine, o sfârșim cu ai milă de mine. După aia huhuim toată noaptea, nu mai dormim, ne vinim buimași de cap, cu ochii ca cepele pe la biserică, că n-am reușit să facem. Dragii mei, odihnea este doar în Hristos. Dă-i timpul care trebuie să îl dai lui Domnului, oricum tot timpul e a lui. Dar într-un mod oficial, dacă vreți, disciplinează-te să-i dai timpul lui Dumnezeu, ca să ai binecuvântarea tuturor celorlalte lucruri pe care le faci. Că s-ar putea ca fără Dumnezeu să faci anumite lucruri și de 10 ori și să nu-ți iasă și să pierzi toată ziua după un singur lucru micuț. Dar când Dumnezeu binecuvintează, lucrurile se mișcă altfel, e adevărat? Dacă sunteți de acord cu mine, clipiți mai des să văd. E adevărat sau nu? Și la mine s-a întâmplat asta, și la mine asta, așa-i? Bun, deci primul lucru foarte important, să-l punem pe Domnul pe primul loc în viața noastră. Numărul 2, banii. Copiii se uită la ce investește tata și în cine investește tata, adică timp și bani. Sunt două valori după care ne ghidăm și de fapt ne spune de fapt ce e valoros pentru noi și care sunt prioritățile noastre. Interesant că Biblia vorbește foarte mult despre bani, mai mult decât despre credință, decât rugăciune, despre multe alte lucruri mai duhovnicești aparent. Peste jumătate din pilele Domnului are de-a face cu banii și cu averea. Biblia vorbește mai mult despre bani decât despre rai și iad la un loc. Pentru că, de fapt, să știți, ei bănuțește, hârtiile astea, plasticul ăsta pe care îl numărăm noi și pe care alergăm bezmetici toată ziua. Dacă nu-l binecuvintează Dumnezeu, ca și timpul, oricât ți-ai avea, ei se duc, oricât ți-ai avea. Pentru că bogat nu înseamnă să ai mai mult. Bogat înseamnă și îmbogățit înseamnă să nu se termine niciodată. Bogat nu înseamnă să-ți mai faci încă o cămară, încă o anexă, încă un garaj, încă o magazie, încă ceva și ai avut și 1000 de metri pătrați la casă și nu mai ai nimic. Nici nu mai știi cum e iarba, numai betoane ai pe acasă. Nu înseamnă să mai faci încă un garaj, nu înseamnă să mai faci în continuu ceva, ci de fapt să lași pe Dumnezeu să-ți arate că ia cămara ta n-a fost goală niciodată. Ia magazia ta e micuță, cât e de micuță, n-a fost goală niciodată. Pentru că bogat nu înseamnă să ai încă o mașină în plus. Îmbogățit înseamnă să nu ți se strice mașina. Ia să știți ce zic acum, am câțiva clienți în sensul ăsta. Mă gândiți-vă, apropo, câți bani n-ați dat la mecanica noastră? Câți bani v-a dat Dumnezeu? Nu pe piese, că poate mecanicul nu vă ia bani mulți. Dar piesele costă, nu? Câți bani ați economisit prin harul lui Dumnezeu? Aș vrea să înțelegem lucrurile un pic altfel. Dă-i lui Dumnezeu timp ca să ai timp. Dă-i lui Dumnezeu din banii tăi ce trebuie să dai lui Dumnezeu ca să-ți rămână bani la sfârșit de lună. Că dacă nu, n-ați stă pe caiet suntem. Și caietul de acasă și alte caiete. Stă pe credit. Știți caietul ăla? Mic. Credit. Știți aia, nu? Stă pe ăla suntem. Dacă nu mai revenim, nu ne mai oprim. Și îți mai spun ceva, un lucru foarte important. Copilul știe și vede că pentru că Dumnezeu creează oportunități să vadă și el, să vezi și tu că el vede, ce faci cu primii bani pe care îi primești?
când ziua de salară, ziua bucuriei. Știți, eu ziua bucuriei, din păcate, îs doar pentru câteva clipe. Faci numai câteva atingeri de telefon și s-a dus toată bucuria, s-a dus și sursa bucuriei. Și apoi rămâne, apoi zeci de zile de altfel de bucurie. Dar dincolo de bucuriile astea, să știți că ei copiii se uită la tine, care e prima plată pe care o faci? O să-mi spuneți că deja e un pic de fanatism. Nu e un fanatism, dă-i lui Dumnezeu întâi ca să-ți rămână. Învățați, vă rog. Dă-i lui Dumnezeu întâi ca să-ți rămână. Și dacă nu mă credeți, aduceți-vă aminte de părinții dumneavoastră, de bunicii noștri, care când luau pensie, atunci când erau lucrurile mai palpabile, era o cutie, nu știu dacă ați văzut asta, ca și pastorul, e fain că merge în multe case și vezi multe lucruri și înveți multe lucruri. Și unul din lucrurile care am învățat nu de mult, am fost la cineva acasă și avea o cutie pe care scria banii Domnului. Băi, eu când am văzut cutia, m-am dus mai departe un pic așa, că știți, sunt anumite locuri în case mai sfinte, așa. Și zic, dar ce faci, soră, cu cutia asta? Zice, frate, când vine poștașul, că la mine încă zice, vine fizic, iau din bani și primul când trec pe lângă cutia asta, nu mă duc eu și îmi plătesc enelul, gazul, că nu știu ce, că ce zice, prima dată pun aici. Și după aia merg mai departe. Nu uita, pune aici și după aia încearcă să mergi mai departe. Nu te duc, ascultă-mă, tot acolo ajungi. Mai falimentar, fără bani, dă-i lui Dumnezeu ceea ce e lui Dumnezeu. O altă prioritate este relațiile pe care le avem. Ai grijă de prietenii copiilor tăi, pentru că una din mărturile pe care le avem cel mai des și le auzim cel mai des în prioritățile noastre sau mărturile astea pe care le aud, fac o paranteză acum, deschid paranteza, să știți că avem 5 candidați la botez deja. Toți sunt tineri până acum. Puteați ziceți amin, să mă încurajați o leacă. În mintea mea am o cifră mult mai mare pentru botez, mă rog pentru o cifră mult mai mare. Dacă vreți să vă aliați, mă anunțați după și facem o echipă în sensul ăsta. Închid paranteza. Și ce spun toți copiii sau oarecum mărturile pe care le auzim? Am avut un prieten care... Știți, ați auzit expresia asta? Am avut un prieten care m-a băgat în biserică sau m-a scos din biserică? Am avut un prieten care... Și un fel de prieten ne-a adus pe toți în biserici. Un fel de prieten, așa-i? Și înainte să încerci să schimbi comportamentul copilului tău, schimbi anturajul copilului tău. Asta cât poți și când încă mai poți. Pentru că întotdeauna vocea anturajului va fi mai importantă, mai auzită de copil decât ceea ce îi spui tu. Dar la adolescență e o chestie faină. De asta trebuie să fii atent. Știi, cu adolescență e o chestiune faină. Ei tot timpul merg undeva. Adică, ei vin și vezi că mă duc. Vezi că mă duc. Asta e primul pas. Al doilea pas, vezi că am fost. Și asta e când cresc un picuț mai mare. Când ești micuț, te întreabă, pot să mă duc, nu? Cresc un picuț mai mare, vezi că mă duc, el mai te informează. Și când ești prea mare un picuț, prea mare, în sensul, ați înțeles ideea, nu mai spune, vezi că am fost. Sau mai descoperi tu cofoșa tău pântră ceilalți. Și de câte ori n-a simțit dumneavoastră acel fior pe coloană, când ai auzit că s-a întâmplat ceva? Mă, și tu ai fost. Deci asta e prima întrebare care te eliberează sau te împovărează. Și tu ai fost pântră ei. Înțelegeți acum? O altă prioritate. Să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc în suferința ta. Să știți că rugăciunea va trebui să fie prima opțiune, nu ultima soluție. Va trebui să fie prima opțiune, nu ultima soluție. Și aș vrea să vă citesc o poezie rapid vis-a-vis de ce înseamnă cu adevărat exemplul pe care îl dăm și copiii cum se uită la noi când vorbim despre rugăciune. Și spune poezia aceasta în felul următor: când tata se roagă, el nu folosește cuvinte rostite mereu la anvon, vorbește de lucruri diverse, firește, dar toate sunt altfel și vorbă și ton. Când tata se roagă la dânsul acasă, el vine la Domnul cu multe nevoi, dar tot ce îl frământă și tot ce îl apasă, mai mult decât toate atunci suntem noi. Când tata se roagă, în casă-i tăcere, ce calm, ce adâncime-i tremură în glas, noi ochii ne închidem și până în unghiere se aude bătaia bătrânului ceas. Când tata se roagă, el basme nu spune. Îi ies de pe buze cuvinte fierbinți, rugându-l pe Domnul să facă o minune, să-i fie băieții mai buni.
mai cuminți. Când tata se roagă și arată dorința prinsă ce o poartă în piept, să nu se mai certe ai lui niciodată, să umble cu teamă pe drumul cel drept. Când tata se roagă, simțim o putere de sus cum coboară precum în juvoi și în inima noastră se naște o durere, căci tatei dureri îi producem și noi. Când tata se roagă, pricep și tu, frate, că poate și el uneori supărat, că nu îi se face într-una dreptate, că multe necazuri spre el se abat. Dar tata se roagă și iară se roagă, suspină și geme și cere ajutor și dacă se roagă, de o viață întreagă să-i fie aceasta un lucru ușor. Dar tata se roagă, deși câteodată noi nu înțelegem cuvintele lui, îi strângem puternic mâna de tată, că cealaltă mai caldă, mai gingă și noi. Tata se roagă, cu zarva e gata. Dar mâine, intrând în al slavei palat, păstrăm amintirea eternă că tata, o viață întreagă cu foc, s-a rugat. Nu faceți din rugăciune ultima soluție. Faceți din rugăciune prima opțiune. Rugați-vă întâi și pe urmă lucrurile se mișcă altfel. Pentru că Dumnezeu, prin rugăciune, schimbă inimi, schimbă oameni, schimbă situații. Principiul numărul 2. Principiul practicii, versetul 4 până la versetul 6, Biblia spune, ascultă Israel, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Și principiul acesta are câteva lucruri practice pe care suntem provocați să le facem. Și prima din este biblicizarea vieții noastre. Biblia spune aici, întipărește în mintea copiilor tăi. Fără Dumnezeu, familia ta, fără Dumnezeu, viața ta este ca un avion fără aripi. Fără Dumnezeu, familia noastră, în familia noastră, falimentul e doar o chestiune de timp. Chiar dacă azi e bine, aia nu înseamnă că și mâine va fi, pentru că doar Dumnezeu garantează ziua de mâine. Doar Dumnezeu e Cel care garantează vindecare, doar Dumnezeu e Cel care mântuie, Cel care are putere și astăzi. De aceea biblicizarea vieții noastre, a copiilor noștri, a trăirii noastre, de asta spun că e a noastră întâi, pentru că ei se uită cât iubești tu Biblia, n-o să iubească ei Biblia mai mult decât o iubești tu. Dacă tu nu ai o Biblie acasă, a ta, pe care ai plâns și te-ai bucurat, însemnată toate cum Hristos ți-a însemnat și ție viața, n-o să aibă nici el Biblia lui. Și vreau să vă spun un lucru care m-a spus atâtea ori, să știți că dacă praful se așează pe Biblia noastră acasă, viața noastră e praf. Și praful de pe Biblia noastră ne condamnă viața într-o viață, dacă vreți, falimentară. Biblicizează-ți viața și cum faci asta? Prin exemplu. Amintește-ți de cei care s-au rugat pentru tine, care n-au renunțat pentru tine. Copilul tău, așa cum e a tău, nu-l schimbă. S-ar putea ca rugăciunile pe care le rostești pentru copilul tău să nu-l schimbe pe el, ci să-l schimbe întâi pe tine. Percepția, cum în modul în care îl vezi, sau vezi, să vezi de fapt în ce lume spirituală te lupți sau în ce lume se luptă copilul tău, ca să înțelegi situația pe ansamblu sau cum o vede Dumnezeu. A trebuit să ne biblicizăm viața noi ca să poată și copiii noștri să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu. Beni Fărăgău spunea că de fapt slăbiciunile părinților sunt viciile copiilor, dependențele copiilor. Nu-i doar creșteți pe copii, nu-i doar lăsați-i să crească, ci creșteți-i pentru gloria lui Hristos. Nu-l lasă să facă mare, fă-l un mare om al lui Dumnezeu. Prin comunicarea noastră, eu duc bani în casă, tu te ocupi de copii, preocupați pentru ce poate n-ar trebui să fim. Dimineața când duci pruncii la școală, roagă-te cu ei și nu o să te mai enervezi nici la semafoare. Poate ajungi și la timp dacă te rogi. Roagă-te împreună cu copiii ca să învețe că de fapt ziua aceea se începe cu Dumnezeu, pentru că fiecare zi despre Dumnezeu mai mult decât despre noi. Și asta se învață prin exemplu, și asta se învață prin comunicarea noastră, prin ceea ce vorbim. Educă din punct de vedere spiritual copiii. Educăm pe toate planurile, spunem ce să facă, ce nu să facă, dar e timpul să ne oprim. De fapt, să educăm copiii noștri pentru slava lui Dumnezeu. Cum putem să le educăm, să-l aduci cu tine la biserică? Adul cu tine la biserică. Nu-l trimite la biserică.
adul cu tine la biserică. Nu pedepsiți pruncii, nu mai te las la școală duminicală dacă asta e pedeapsa. Nu îl privați pe copilul meu voastră de oportunitatea întâlnirii cu Hristos. Și dacă auzi că e tabără la vară, apropo, cu tineri mergem în tabără la vară, strângeți bani de la începutul anului ca să creați oportunități a întâlnirii copilului vostru cu Dumnezeu. Ascultați-mă ce zic. Copilul ăsta merge și stă o săptămână întreagă. Calculați câte ore copilul ăla stă în prezența lui Dumnezeu acolo și câte ore stă la școală duminicală. Nu aruncați asupra, dacă vreți, școlii duminicale ceea ce se întâmplă, ar trebui să se întâmple acasă. Cât stă copilul acasă cu noi și cât stă la școală duminicală. O oră de școală duminicală, două ore, trei ore cu har, trei ore. Nu o să salveze ce n-am făcut o săptămână întreagă. Adul cu tine la biserică. Asta e o chestie faină, mă gândeam. E important ce se vorbește pe mașină și spre biserică și după biserică. Vă dau două, trei situații, nu idei. Situații. Zice, ai bani de colectă. Pruncesc cu tine, știți, pe rec, în continuu, înregistrează în continuu. Au o bandă nelimitată, deci nu ai probleme. Au stick-uri după ei. Și tu ești în față, mama și tata în față. Tata conduce și mașina și familia și mama în dreapta. Amin. Copiii sunt în spate. Și discuție, cât ai bani de colectă? Întreabă, care vreți dumneavoastră, din ăștii din față? Ăștii din spate, nu zic nimic, nu mă înregistrează. Și răspunsul vine la unul din față, zice, n-am bani, că n-am numai de 100. Înțelegi? N-am mărunt la mine. Am mai cu 100, asta fac o paranteză, am mai văzut-o, dar am fost la o biserică, o pus 100 în colectă și o luat și o luat rest. Știți? Adică, oricum, vezi tot fel de minuni. Și copilul zice, bă, de ce să dau eu bani la biserică dacă nici tata se caută de mărunțiși, corect? Cred că la biserică ar trebui să dăm cel puțin cu două cifre, dacă nu chiar cu trei, da? Asta e altă situație. O altă discuție. Merem de sară la biserică. Iar unul din ăștia în față întreabă. Tot ei răspund, copiii înregistrează. Cine predică? Ce se face de seară? Că eu nu-ți de acord cu... Începe apoi, tă pomelnicul frustrărilor tale. Ăștii înregistrează. Înțelegeți ce eu acum? Nu mă duc, zice, că s-o obosită. Că s-o obosit, am spus și. Ei înregistrează. Slavă lui Dumnezeu că se fac repetiții la școală duminicală după masa. Că pe prunște se aducă cineva. Ați înțeles acum ce am zis eu, așa-i? Mai mult decât am zis. Mai fraților, de ce credeți dumneavoastră că eu o să dea mai mult decât dumneavoastră dacă dumneavoastră vă jucați cu un leu toată ziua pe la biserică? Ăsta e convertit, ăsta e leu convertit. Să știți, leu merg la biserică de numai. Dacă noi nu dăm și dăm mâna mărunt, știi? Fraților, Dumnezeu nu-i cerșetorul nimănui, că tot de la ele avem toate. Dacă noi ne dăm ochii peste cap că trebuie să vin la biserică, nu o să facă ei ochii mari bucuroși că vină la biserică, înțelegi? Acum, rog, pe vezghiși la comunicare non-verbală. Bun, apără-l pe pruncul tău de materialism. Cum putem să avem principiul ăsta practic? Apără-l de materialism. Ascultă-mă ce zic, dacă l-ai învățat pe bani de mic, mai târziu vei plăti toate prostiile pe care le faci, că tot le plătești, tot le plătești. Nu-i da bani, dă-i idei să facă bani, dacă tot vorbim de bani. De fapt, dă-i oportunități să fie binecuvântat de Dumnezeu. Fă-L pe Dumnezeu prioritar în viața ta. El știe programul tău mai bine decât îl știi tu. Și știe când vii și cât ești de obosit. Știe ce cauți imediat pe telefon. Fă-L pe Dumnezeu prioritar în vieții tale. Te muți într-un nou cartier, nu te uita să vezi dacă ești mai aproape de mall sau nu. Ci când te muți într-o zonă nouă, într-un oraș nou, caută să vezi dacă găsești o biserică sănătoasă acolo, nu dacă găsești un mall cu de toate și pentru toți. Apoi un alt lucru foarte important, când vorbim de practică, lasă-te binecuvântat de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e Cel care restaurează viața și identitatea ta, îți dă un nou început. Oamenii care au venit la Hristos au fost oameni care au primit un nou început. Spune copilul tău, vorbește copilul tău despre faptul că El, Hristos, are un nou început pentru fiecare dintre noi. Și orice prostie a făcut, orice minune a făcut, Dumnezeu poate să-i dea un nou început. Vorbește despre iertarea Lui mai mult decât despre judecata Lui.
Vorbește despre ce a făcut Hristos deja pentru el. Nu fă promisiuni siropoase cu ce va face Hristos pentru el. Îți restaurează mărturia ta. Îți restaurează mintea ta, viitorul tău în mâna lui Dumnezeu, pentru că doar Dumnezeu dă viitor casei noastre și vieții noastre și familiei noastre. Principiul numărul 3, principiul perseverenței, versetul 7 până la versetul 8 inclusiv. Să știți că aici un text tare interesant și Biblia spune aici să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Nu uita procesul acesta a sfințirii noastre în fiecare zi. Perseverența aceasta pe care Dumnezeu ne cere în fiecare zi. Sunt câteva gânduri pe care le-am din versetul acesta, versetul 7. Casa este prima sală de clasă duminicală, să știți. Casa este prima sală de clasă duminicală. Biserica spunea nu poate să facă ce trebuie să faci tu acasă, ca și părinte, sau ca bunic. Ce putem să facem noi la biserică, nu să învățăm pe copii, ai datoria noastră ca și părinți. Ce putem să facem noi ca și biserică, e să învățăm împreună ca părinți cum să ne creștem copiii. Sau dacă n-au părinți, întorci la Domnul pe aceea, da, să fii lângă ei, să fii tată și mamă pentru ei. Lecția nu se termină niciodată, spune că vei merge în călătorie. Știți cum zice, mă duc o săptămână să nu mai știu de nimeni. Acum, cu concediul ăsta e o chestie faină. Dacă ești șef bun, ai nevoie de un concediu tu. Dacă ești șef mai puțin bun, firma are nevoie de un concediu. Să pleci tot din concediu. Are nevoie să pleci. Și noi când mergem în concediu, zicem, mergem să nu mai auzim de nimeni. E foarte important să auzi de Dumnezeu acolo. Pentru că copilul știe ce faci acasă și ce faci departe în lumea largă, ca și fii risipitor, cât mai departe de casă. Bun, ei știu cam ce ne risipim noi pe acolo sau cum ne risipim pe acolo. Cartea aceasta trebuie să fie cu tine tot timpul și Biblia spune aici, luați-vă cartea aceasta, luați-vă acele suluri, cum evreii au învățat să ia acele cutiuțe cu ei, acele suluri pe care le aveau cu ei tot timpul, acea mezuza în care o puneai la ușorii casei, pentru că mărturia din nou e o chestiune extrem de importantă. Știai că dacă vedeai semnul ăla acolo, pe ușorii casei cuiva, știai că acolo locuiești un evreu. Care e mezuza pe care o punem noi, oricum o așezăm deasupra porților noastre, să știți? Oamenii se uită dacă acolo și știu dacă acolo locuiește Dumnezeu sau nu. Principiul numărul 4 e prin principiul posesiunii, versetul 9, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. A trebuit să lași o moștenire a copiilor tăi și câteva lucruri vis-a-vis de Dumnezeu aici. Și primul din ele e că Dumnezeu există. Asta nu are de-a face cu argumentarea, asta are de-a face cu ceea ce trăim noi. Va trebui să învățăm să trăim ca și creștini astăzi, ca părinți astăzi, să credem că Dumnezeu există. Nu doar când vrem noi, sau doar când avem nevoie de ajutorul Lui. Ei văd, nu doar că afirm că Dumnezeu există, ci cu trăiești ca unul care știe că Dumnezeu există. Și am spus multe pe locul ăsta. Dumnezeu transformă rău în bine. Să spui copilului tău, să ne spunem unii altora încurajări că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Ne-a rugat pentru doar câțiva oameni, dar să știți că lista e mult mai mare marți. Dar mergem de fiecare dată încurajat mari de la rugăciune. Pentru că știu că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Orice ar spune oamenii, orice ar crede oamenii, Dumnezeu nostru e un Dumnezeu expert în minuni și singurul care poate să facă minuni. Cu mână mare. Minuni din astea le facem noi toată ziua. Dar Dumnezeu e Cel care face cu adevărat minuni. Spune-i copilului tău că întotdeauna Dumnezeu poate să transforme răul în bine. Pentru că nu se termină totul când spun oamenii, ci se termină când spune Dumnezeu că se termină. Vorbește că Dumnezeu există, arată asta.
Vorbește copilul tău că Dumnezeu are cu ultimul cuvânt acasă. Nu tata le șmecherește, nu tata face, ci o viață întreagă tata a știut doar să se roage și pe urmă a mai făcut alte lucruri. Nu a făcut alte lucruri și după a chemat numele lui Dumnezeu peste ce fac. Nu, e invers. Prima dată te rogi și după aia Dumnezeu creează oportunități și binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu fă lucruri și apoi să-L obligi oarecum pe Dumnezeu rugându-te frumos cu părintele Avram, Isaac și Iacov să-i spui lui Dumnezeu lucruri pompoase în rugăciune, crezând că de fapt întorci mâna lui Dumnezeu să binecuvânteze ce am reușit să facem noi. Copiii văd. Oamenii văd. Dumnezeu este demn de încredere, spune asta copilului tău. Știți, avem atâtea sfaturi pentru copiii noștri, să învețe. Asta e varianta mamelor. Învață, știi? Tatăl învață cum să dea din coate în viață și ferice de el dacă are coatele ascuțite. Atunci chiar că biruiește. Atunci are succesul garantat. Învață-i pe copii să-L iubească pe Dumnezeu. Să-L caute pe Dumnezeu. Viață pe copii ce înseamnă lucruri spirituale și lucruri mai puțin spirituale. Să facă diferență între lucruri duhovnicești și lucruri firești. Învață-l pe copil că Dumnezeu e demn de încredere. Și dacă nu te ascultă nimeni și n-ai tată și mamă acasă, știi că Dumnezeu e și tată și mamă pentru tine. Și ca unul care am înțeles asta de-a lungul vieții mele, îți spun că Dumnezeu întotdeauna e demn de încredere. Dacă Dumnezeu ți-a dat o casă, poate să dea și copiilor tăi, corect? Nu trebuie să-ți rupi tu oasele, să le cumperi, să le faci, să te dai peste cap mai mult decât ar trebui să faci. E o responsabilitate de a sta până într-un punct. Lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu în casa ta și să-ți poarte de grijă pentru copiii tăi, pentru generația care vine de după tine. Dumnezeu e un Dumnezeu demn de încredere. Dumnezeu are așteptări de la tine. Spune mai degrabă copiilor ce să facă, nu ce să nu facă. Vă dau un exemplu fain aici. Se zice că a mers odată un copil la cineva să se roage pentru el. Și zice, părinte, zice, am păcate. Și ce păcate ai? Zice, nici nu știu câte am, nici nu mai știu cum să le spun, dar am păcate, zice copilul. Și începe omul să zică, ce ai făcut, mă? Ai mâncat prea mult? N-ai mâncat? Ai aruncat sandwich-ul la câini peste gard, sandwich-ul care ți-a pus maică-ta la școală? Ce ai făcut? Și ăsta zice, n-am făcut taină, la un moment dat, zice omul, zice, m-ai furat în buzunarul, din geaca lui taică-tău? Zice ăsta, s-a luminat copilul. Nu, zice, dar e bună ideea asta, zice. Am prins o idee bună. Bun. Nu-i spune copilul tău să nu se uite la televizor, că ai menționat cuvântul televizor și s-au prins toate beculețele. Există televizor la noi acasă. Și se simte singur. Trebuie să mă duc să-i țin companie. Și să mă uit la televizor. Adică mă uit pe mine însumi uitându-mă la televizor. Stau acolo. Bun. Spuneți-i ce să facă. Dați-le de lucru. Dacă nu le dați alții de lucru. Dacă nu le dați dumneavoastră de lucru, vă dă ei. Ascultați-mă. Dumnezeu este etern. Povestiți-le copiilor dumneavoastră că viața asta e trecătoare. Și doar ce rămâne e ceea ce faci pentru Dumnezeu. Învățați-i lucrul ăsta să slujească și mi-a fost tare dragi pe aici. Și o somnoroș, așa cum ori fost, că nu, s-a schimbat și ceasul ăsta. Vreau că dar ori fost aici. În mintea lor trebuie să știe că adevărata viață e dincolo. Și ceea ce facem aici e doar o pregătire pentru dincolo. Vorbiți despre că Dumnezeu nostru e un Dumnezeu care nu te părăsește la poarta cimitirului, ci abia atunci începe adevărata viață cu El. Vorbește că Dumnezeu este etern, vorbește că Dumnezeu este mântuitor și cu asta închei. Să știți că mântuirea nu se moștenește. Numai datoriile se moștenesc. Fiecare generație are nevoie să fie evanghelizată. Învățați-i pe copii nu să fugă de Dumnezeu, ci să fugă spre Dumnezeu. Vorbeam ieri împreună cu frații și spuneam că David a fost în Valea Terebinților, o chestiune foarte importantă. El a fugit spre Goliat, n-a fugit de Goliat. A fugit spre Goliat să rezolve problema cât mai rapid. Învățați-l pe copil nu să mușamalizeze păcate, nu să le ierarhizeze, nu să le spună că tu ai dreptul, că ești nu știu cine. Învățați-l să fugă cu păcatul lui imediat la crucea lui Hristos.
Și închei cu un gând. Să știți cât sunt mici, ne rup brațele. Când sunt mari, ne rup inimile. Pregătiți-i pentru momentul în care vor fi mari. Prea repede, prea mari și prea grei uneori. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute ca nu doar astea patru principii, mult mai multe după care Dumnezeu să vă ghideați ca și familie. Să nu fie doar principii puse pe frigider și pe microunde acasă. Și să fie principii pe care le trăim. Principiile priorității vieții noastre. A oamenilor care cu adevărat stăm înaintea lui Dumnezeu pentru copiii noștri. Haideți să ne ridicăm și aș vrea să cerem ajutorul Dumnezeu și binecuvântarea Lui peste noi ca și familii. Știți că despre familie, despre parenting, despre modul în care să crești pruncii, toată lumea știe. Toată lumea știe să dea sfaturi mai mult pentru alții. Dar e important aici să rogi pe Dumnezeu să te învețe Dumnezeu cum să-i crești. Pentru că de la El îi ai. Și ceea ce poți să faci tu cel mai mult e să nu-i duci în rai, că n-ai cum, nici pe tine nu te poți duce. Ce poți să faci e să le vorbești despre Cel de la care au venit. Să vorbești despre Dumnezeu care ți-a dat. Vă rog să ne dea putere Dumnezeu, creativitate, înțelepciune, ca fiecare de noi în casele noastre, în provocările pe care le avem, în zi de zi, să vedem că cele mai mari comori le avem acasă, nu în afara casei, să știți. Deși toată activitatea noastră parcă în afara casei mai mult decât în interiorul casei. Să știți că ce e în interior e mai valoros decât ce e afară. Aveți acasă comorile pentru care sunteți datori? Să săpați adânc, să le găsiți, să ne regăsim copiii, să ne regăsim pe noi. Relația noastră cu ei și a lor cu noi, ca și părinți, dar împreună să regăsim pe Dumnezeu. Și am chiar pe ultimul gând. În casă nu te uita dacă e curat întotdeauna, uită-te în casă dacă e Dumnezeu prezent în casa ta. Uite, caută-L pe Dumnezeu la tine acasă. Ar vrea să ne rugăm cu toți în inimile noastre și rog pe fratele Cristi tot ca să rostească rugăciunea de binecuvântare și de însoțire înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Amin.